până în 2026, nemernici ăștia, cu tot cu Bruxelles și cu Banca Mondială, vor să vă ia cash-ul. Adică cash-ul, fraților, înțelegeți? Băi, banii lui bunica în pasma la sân aici ai ținea. Bă, nu renunțați la bani. Lasă că e o cretinătate absolută. Băi, nemnorociților, aici global vorbesc. Cum vă închipuiți voi că unchiul meu care are 84 de ani și care nu știe să scrie, să citească, nu a plecat de la țara mea, o să se ducă cu cardul la prima scorbură? De unde și-a cardul? Trebuie să-și facă cont la ce bancă? Unde visați, bă, că ai vezi pe pereți în Africa, în America de Sud, în România, în mijlocul Rusiei, Moldovei, Basarabiei și în Germania? Unde credeți voi că toți se duc doar ca acești criminali numiți bănci să vă ia comisionul din buzunar? Adică cum? Adică să-ți dea banii pe card și tu să te duci cu cardul. A venit Oșanul ăsta acum care zice că nu mai au casier. Să mor eu aici așa, că dacă mă duc la un magazin și nu văd casieriță, mă p*** în mijlocul magazinului. Nu durează mult la vârsta asta.